Salutare tuturor! Astăzi vă arăt generatorul de avarie. Generatorul de avarie are rolul de a prelua o parte din sarcina vaporului atunci când generatoarele principale au o defecțiune. Acest generator stă în mod normal în modul automat și trebuie să pornească după 45 de secunde de când s-a întrerupt tensiunea la main switchboard, panoul principal de tensiune al vaporului. Am pus aici niște instrucțiuni foarte ușor de urmărit și de înțeles, pentru că dacă există o problemă și acest generator nu pornește în mod normal, singur, așa cum ar trebui, oricine ar veni în această încăpere trebuie să știe să pornească acest generator. Asta în cazul în care eu sunt indisponibil pentru varii motive. Înainte de a porni generatorul, se verifică nivelul apei de răcire din radiator și nivelul de ulei și nivelul combustibilului. Acesta este tancul de diesel. Pentru a porni generatorul efectiv, se pune în modul automat, manual. Din modul automat se pune în manual și se apasă pe tasta start verde. Când s-a terminat operarea, se oprește de pe tasta roșie. Este datoria mea ca inginer electric să verific că acest generator funcționează în mod normal în fiecare săptămână. Iar o dată pe lună îl pornesc în sarcină. Adică pornesc o parte din echipamentul de avarie, cum ar fi, de exemplu, cârma, și încarc acest generator de obicei până la 100 de kW. Este de ajuns. Generatorul pornește pe baza a două baterii, a câte 12 volți fiecare. Avem un grup aici și un grup aici. Doar unul dintre ele este necesar. Celălalt este în caz de problemă cu primul grup. Sunt două baterii, 12 volți fiecare. Acest panou este panou de avarie. Aici alimentează partea de 220. Cum ar fi iluminatul de navigație, consola pentru motorul principal și altele. Iar aici este partea de 440, care alimentează cârma, transformatorul de avarie pentru iluminat și altele. Atunci când folosesc generatorul în sarcină, trebuie să-l cuplez de la main switchboard, de la panoul principal al vaporului, la panou, acest panou de avarie. Și din tasta asta se face. 6 acolo reprezintă numărul din instrucțiunile pe care vi le-am arătat la început. Pentru a fi ușor de înțeles pentru oricine care vrea să folosească acest generator. Aici, în mod normal, va sta așa, dar dacă vrei să testezi generatorul că pornește automat, după 45 de secunde, îl pui în test. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă ți-a plăcut, dă-mi te rog frumos un like, un share, poate și un subscribe dacă îți place canalul meu. Sunt activ și pe TikTok și pe Instagram. Am pus detaliile în descriere. Zi bună, pa, pa!